Mulțumesc, domnul președinte de ședință. Așa este, pe vremuri liberalii însemnau Brătianu, dar și socialdemocrații. Socialdemocrația reprezentată de Cunescu, Titel Petrescu, nu de Ion Iliescu și cei de astăzi. De vreo 5 săptămâni tot promit că țin de la această tribună un serial în regia, muzica, scenariu și mai ales sunetul al lui Valeriu Zgonea, președintele Camerei Deputaților, intitulat Noi vrem respect. Și am să continu acest lucru pentru că ele se cumulează, faptele și cele ale președintelui Camerei și modul cum înțelege să conducă această instituție și ale Guvernului României, modul cum încearcă să-și implementeze proiectele de lege. Acum 2 săptămâni n-a trecut în plenul Parlamentului legea privind modificarea legii îmbunătățirilor funciare. Mare scandal, mare tamtam, opoziția s-a abținut. Reforma sistemului de irigații bate pasul pe loc, din ce motiv? Din cauza opoziției. Săptămâna aceasta, ăla micu, adică Daniel Constantin, la sugestia primului ministru Victor Ponta și cu sprijinul președintelui Camerei Deputaților Valeriu Zgonea, au încercat să introducă în Comisia de Agricultură, direct, deci în Comisia de Fond, un alt proiect de ordonanță care modifică legea îmbunătăților funciare, aflat pe ordinea de zi a Comisiei de Agricultură, preluând amendamentele de la ordonanța neadoptată săptămâna trecută și atașându-le la nou proiect de normativ. N-a contat că nu există avize de la Comisia de Buget Finanțe, de la juridic, de la administrație, de la muncă. Trebuia fondul neapărat să se pronunțe. Și atunci am întrebat, de ce atâta urgență, domnule ministru? Pentru că în Comisia de Agricultură întotdeauna procedurile și regulamentul s-au respectat. Și trebuie neapărat să dăm drumul la ordonanță, pentru că altfel nu putem să facem reforma sistemului de irigații. Păi zic, de vreo 25 de ani eu tot reforma sistemul ăsta de irigații. S-au cheltuit vreo 10 miliarde. Dacă e atât de urgență și ați văzut că nu va ieși la plen în votul final, de ce nu dați o ordonanță de urgență? Chiar să dați ordonanță și să prevedeți acolo cum veți cheltui miliardul de euro. Și cum veți face trecerea din domeniul privat al statului în proprietate privată la societățile comerciale și institutele de cercetări. Că dacă nouă nu ne spuneți în Comisia de Agricultură cine vor fi beneficiarii, poate dacă dați pe o ordonanță de urgență, Victor Ponta își va asuma această responsabilitate, veți anexa la textul ordonanței și ceea ce vă cerem noi. Se pare însă că n-am avut ecou, presiunile au crescut, televiziunea română s-a implicat și ea, ca o televiziune independentă, ca așa e normal, nu degeaba l-am schimbat pe Stelian Antănase, nu a conducere de să aducă o ofrandă noi puteri sau vechi puteri. Ceea ce este important însă de reținut și ca mesaj pentru primul ministru și pentru ministrul agriculturii e că miliardul ăla de euro, domnule prim-ministru și domnule ministru al agriculturii, trebuie argumentat până la ultimul cent. Nu ne mai permitem să cheltuim niciun șfanț în plus. Ați reabilitat socrul nostru în perioada 2001-2004 încă 1,5 milioane de hectare pentru irigații. România irigă acum 100.000 de hectare. Întrebarea este, unde s-au dus banii în toată această perioadă? Ce vreți să faceți cu ei? Vremea banilor pe apa sâmpetei a trecut. Sunt Gheorghe Tinel, deputat de Ialomița. Mulțumesc!